A nins cam povești în această noapte în sud-estul țării. În mai multe localități din raionul Ștefan Vodă s-a așternut un strat subțire de zăpadă. Evident, internetul a fost inundat de poze și filmulețe cu prima ninsoare. La Vama Tudora, stratul de nea era de aproximativ un centimetru, iar șoferii au fost nevoiți să circule cu atenție din cauza ghețușului și a vizibilității reduse. Imaginile filmate de un șofer pe drumul care face legătura între Vama Palanca și șoseaua națională R30 arată că zăpada s-a depus și pe carosabil. Drumarii spun că între timp au împrăștiat material antiderapant, iar acum drumul este curat. R31, care de la anex, de la drumul central spre Vama Palanca, parcă o leacă de mie și așa, a fost nevoit ca să preîntâmpinăm lucrurile astea pentru a nu sforma ghețusul, să împrăștiem o leacă de material antiderapant. Și a ieșit o auto specială, au făcut un prăștiere, o porțiune de sumă în limitele la vreo 12 km, vreo 8 tone din material s-au împrăștiat. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele zile ne așteaptă maxime de până la 10 grade Celsius, iar noaptea până la minus 5 grade. Marți și miercuri, în nordul și centrul țării, sunt prognozate ninsori și lapoviță, iar la sud ploi.